Bună, fetelor, și bine ați venit în baia mea! Astăzi vă prezint cel mai probabil, cel mai scurt make-up collection ever! Astăzi vreau să vă arăt colecția mea de machiaj minimal, pentru că, după cum știți, acest lucru pe mine nu mă pasionează. Fac minimul, strictul necesar, astfel încât să iasă cât de cât bine, atât cât mă pricep eu, nu mă bag unde nu mă pricep. Sincer, mie îmi place mai mult stilul natural, look-ul mai natural. Asta face lucrurile foarte ușoare și atunci când ies din casă și atunci când sunt cu bebe, mă machiez foarte puțin și trebuie să recunosc. Este un domeniu în care nu îmi place să investesc bani. Prefer alte lucruri. Sunt complet de acord cu fetele care au această pasiune și investesc și le face să se simtă bine. Și să trecem la treabă! Cam așa arată dulapiorul meu din baie. Aceasta este partea mea. Și aceasta este crema mea de zi în acest moment, și anume Garnier Hydra Bomb. Am acest fond de ten de la Estée Lauder, costă foarte mult. Am investit în acesta pentru că este într-adevăr bun. M-am și machiat acolo când l-am luat și bineînțeles că m-am prostit și mi-a plăcut și l-am luat. Rezistă 2 ani, de aceea l-am și luat. Să știți că mi se pare o investiție bună. Iar ca și de machiant, am acesta de la Clinique. Este acel balsam. Cred că îl știți, dacă sunteți pasionate, îl știți. Cam atât am consumat din el. Nu îmi place pentru că mă cam irită la ochi, mă cam usură ochii de la el. În curând voi primi niște produse naturale și abia aștept să le încerc pe acelea, mai mult decât acestea, pentru că acestea mie nu mi-au plăcut. Aceasta este paleta mea de machiaj, Smoky Eyes de la Essence. Și cam atât am consumat din ea. Ceea ce mi-a plăcut cel mai și cel mai mult a fost faptul că a avut și instrucțiuni, bineînțeles, pentru cei care sunt la fel ca mine. Și anume, începător de o viață, deși încerc, vă jur că încerc, mă uit la tutoriale, îmi place extrem de mult ceea ce faceți voi, cele care vă pricepeți, dar mie nu-mi iese. Aici am peria mea de păr și aici am colecția propriu-zisă de machiaj. Este o jumătate de pouch din aceasta de la Just. Deci, jumătate, pur și simplu. O să scot acum câte un obiect. Am un fel de beauty blender. Este spălat, nu știu de ce mi-a rămas totuși pătat. Probabil că nu știu să spăl bine. Dar nu este cel original, pentru că oricum, la cât mă machiez eu, nu am nevoie. Și avem așa. O pudră de la Essence. Din aceea care strălucește. Îmi place foarte mult glitterul. Nu știu cât de bine dă pe fața mea. În fine. Un blush de la Catrice, tot la fel, care strălucește. Dacă tot mă machiez, atunci este la evenimente și atunci trebuie să strălucesc. Un eyeshadow de la Pupa. Într-o nuanță foarte naturală. Se apropie cu pielea mea, după cum... Stați să văd dacă reușesc să vedeți. Se apropie foarte mult cu pielea mea, cât mai natural, v-am spus. Apoi am așa, o perie pentru blush și pudră, o perie pentru chestia la ochi, cum se cheamă, eyeshadow, deci am două perii în total. Un rimel, îmi place foarte mult acesta de la Maybelline, își face treaba. Un ruj și acesta este de la Altera, mi se pare, s-a și șters, dar este aproape consumat. Este singurul pe care îl folosesc, într-o nuanță cât de cât naturală, și acesta este un produs, cred, spre natural. De aceea mi-a și plăcut, cât de cât cu ingrediente naturale. Mai am un ruj de la Maybelline, dar nu mi-a plăcut deloc. Este acel ruj care aici în capăt are balsam. Nu mi-a plăcut deloc acest fel de ruj. Mi se pare că se lipesc așa buzele. Mai avem doar 3 produse. Și anume, cum se cheamă? Concealer. Concealer. True Match de la L'Oreal. True Match de la L'Oreal. După cum vedeți, este aproape consumat pentru că îl folosesc destul de des.
Cel mai mult mă machiez acolo, în jurul ochilor, adică mi-ascund cearcănele și cam atât, dacă acela se poate numi machiaj. Apoi mai am un tuș de la Altera. Îmi plac produsele Altera pentru că sunt cât de cât naturale, se și cheamă Natur Cosmetic, nu știu dacă în România sunt, dar în Germania sunt. Nu l-am folosit niciodată, nu știu să mă dau cu tuș. Am încercat, jur, am încercat, dar nu mi-a ieșit. Și ultimul produs din pouch-ul meu este acest creion de ochi de la Pupa. Îl am de foarte mult timp. Cred că ar trebui aruncat pentru că scrie 24 de luni, iar eu îl am de 2 ani deja. Sigur, are 2 ani. Și nici măcar nu l-am ascuțit. Ar trebui să-l ascut. Dar îmi plăcea foarte mult culoarea pentru că este acest rozaliu, iar în această parte are un fel de pensulică cu care se întinde și mi-a plăcut foarte mult. Acum o să merg în Italia și o să mai cumpăr unul. Și cam asta a fost tot. Vreau să mă lăsați scris în comentarii, chiar vă rog, care sunt produsele voastre fără de care nu ați putea trăi. Dacă vă place să vă machiați, dacă urmăriți tutoriale de machiaj și care este produsul fără de care nu ieșiți niciodată din casă. Eu ies 90% din timp nemachiată. Îmi place foarte mult, mă simt foarte bine, natural și nu am complexe, deși, după cum vedeți, am cearcăne. În majoritatea videoclipurilor mele apar nemachiată. Dacă am ceva, am împotriva cearcănelor un rimel ca să îmi accentueze și mie ochii și ceva ruși pe buze. Știu, v-am dezamăgit, asta este, sunt o mămică cu alte pasiuni pe care o să vi le arăt în continuare pe acest canal, așa că dacă vreți să ne urmăriți, nu uitați să vă abonați și pe curând, pa, pa!